Prin dispoziția domnului primarul 229, 25, aia a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară. Din cei ce spune și consilierul local, sunt prezenți toți. Majoritatea este legal constituită și participate și lucrările de primar. Vă rog să prezentați ordinea de zi. După cum ați fost informați, în ordinea de zi avem 7 proiecte de hotărâre, puncte diverse și o suplimentare. Două suplimentare, pardon. Cine este pentru ordinea de zi? Unanimitate. Domnul președinte de ședință ales, vă rog, continuați. De la început, aș vrea să vă rog să vorbim fiecare în parte când este de cuvântul. Și dacă în timpul ședinței o să crede necesar ca domnul primar să dea răspuns pe loc, discutăm atunci la fiecare moment. Vă mulțumesc. Deci, așa cum sunt informat, avem proiectul, la primul punct, proiectul hotărâre 32, privind asociarea comunității județul Bacău cu DGASPC Bacău pentru înființarea activității de protecție fi rezidențială a persoanei cu handicap. Dacă ați studiat materialele și aveți dorința de a scrie la cuvânt, discuții vă rog. Cine să scrie la cuvânt? Nimeni? Vă mulțumesc. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la următorul punct, proiectul numărul 34. 33, nu-i nou? 34, da. Este vorba despre aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local al Comunei Căiți la data 21.3, conform anexei 1, secțiunea de funcționare, respectivă anexa 2, secțiunea de dezvoltare. Discuții, dacă sunt, pe baza acestui de hotărâre. Scrie la cuvânt. Dacă nu, vă mulțumesc. Cine este de acord cu proiectul de hotărâre? Proiectul de hotărâre 35. Domn președinte, mă scuzați. Nu mai sunt și abțineri și împotrivă? Ba, da, a fost un anumitate. Vă rog, abțineri, mă scuzați. Dar nu... Nu trebuie să ne depoați, măcar, chiar dacă nu se vincorează. Da. Scuzați, să votul cine este pentru, împotrivă, abține, cu abținere. Proiectul de hotărâre 35, privind aprobarea contului execuției și indicatorii execuției bugetului Serviciul Public de Alimentare cu Apă. Vă rog, înscrieți la cuvânt, discuții pe bază la acest proiect. Domnul Matei. Am observat niște cheltuieli în material și prestări serviciu, caracter funcțional de 3.800 lei la serviciul ăsta. Și așa, serviciul ăsta, știu că finanțat destul de greu așa. Și am văzut că 3.800 de lei costă numai în serviciu program furnizarea de servicii informatice. Păi ce s-o dă la serviciul ăsta? Deci așa, e sărat, el o face de 3.800 de lei. M-am uitat din coace la primărie, aceeași societate, la calcul la service, e 1.451 și aici e 3.800. Adică un serviciu de 2 oameni au făcut dotare la de calculatoare, e 38 din 2, 3.800. Adică mi se pare și cheltuieli prea mari. Și așa e sărat serviciul ăsta. Păi alte cheltuieli sunt 500, eu spun 1.200. Linele sunt prezis restante, aia altceva. Dar vă spun numai aici, numai pentru servicii informatici, 38 milioane. Domnul primar, puteți să oferim răspuns? Încă observați, mi s-a părut că cheltuie prea mare. Sigur sunt niște restanțe, care ei nu le-au plătit de-a lungul timpului. Acum au ajuns și la serviciu, la procuratorii. N-are cum ca la asta. Vreau să zic eu, la ce s-o dotare, s-a văzut de 38 milioane? Dar nu dotare, e serviciu. Sau serviciu, deci mai mult program. Nu înseamnă reparație, nu serviciu. Program, deci avem un contract de program și cu primării și cu serviciul. Păi da, la primării mă uit cu 1.400. Păi da, dar probabil ei au o restanță. Vedeți, e probabil, nu știu. De aia mi s-a sărit în uite suma, trebuie verificat ăla. Da. Altcineva, dacă mai dorește, luare de cuvânt? Dacă nu, aș vrea o întrebare, domnul primar, cu răspuns imediat.
Care este situația? Noi am zis că a venit și vremea bună cu eventuale reparații la scăpul de apă. Încep, nu? Cu acțați? Era vorba să intervină acolo unde credem că sunt probleme. Atât, am înțeles. Da, săptămâna asta am montat a doua pompă la bazinul de la stadion. Sperăm să facă față cele complicări la avem. Suntem în licitație pentru o extindere de rețea de apă. Și avem un contract de expertiză și de evaluare. Să vedem unde sunt punctele unde într-adevăr trebuie intervenit, în canal și apă. Iar contractul mare, care depinde tot de apă și canal, în proporție de 95% este finanțat pe Anghel Salini, adăpțina de apă de la Prari. Alte întrebări, discuții? Dacă nu, supunem la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? O abținere. Proiectul de hotărâre numărul 36, privind acordarea unui ajutor în cuantum de 300 de lei pentru domnul Pontofan Benone din satul Budar. Dacă sunt discuții, dacă nu, spuneam la vot. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Unanimitate, mulțumim. Proiectul de hotărâre numărul 37, tot așa, acordarea unui ajutor de urgență în natură, țiglă Brama, pentru Manole Dumitru. Discuții la acest proiect de hotărâre, dacă sunt. Vă rog să-mi spui la cuvânt, cine dorește. Dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 38, privind sfârșirea unor suprafețe. Discuții pe baza acestui proiect. Sunt străzi. Dacă sunt discuții, întrebări, nu? Spunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Vă mulțumesc, unanimitate. Proiectul de hotărâre 39, tot privind dovândirea verii de proprietate publică a comunicării județul Bacău asupra unor bunuri imobile, strada Vișonului și strada Dr. Alexandru Damian. Dacă nu sunt discuții, să nu scrie la cuvânt, spunem la vot cine este pentru. Potriva, abțineri? Mulțumesc. Și hotărârea numărul 41, tot care a fost comentat pe ordinea de zi. 40. De 2500 de lei, domnul Pocărlui Ionel, nu? Sau Gel, care a fost salariat la primăria Peiței. Dacă sunteți discuții, dacă nu, care este de acord, cine este pentru? Pentru ce se dă ajutorul? Zic, dați-vă. Operații la ori. Da. Nu, am înțeles. Păi ca să știm și mai. Revenim cu votul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu proiectul 41 este cel inițiat de cei 6 consilieri, este cu aprobarea unui ajutor de urgență în cuantum de 20.000 de lei pentru domnul Manole Dumitru. Discuții pe baza acestui proiect de hotărâre, dacă sunt. Eu, da, domnul Orteanu.
Domnul meu, eu consider ca să trei întâmpinăm cu eventualele solicitări și cerere ale altora, pentru că elemente din genul ăsta vor mai fi probabil, să dea Domnul să nu mai fie, dar s-ar putea să mai fie. Și în atare să fie aprobăm acest lucrat cu un amendament, în continuare să îi se spună, să sună cam în felul următor. Se acordă tuturor celor care trec prin astfel de evenimente, cuantumul să fie egal pentru toată lumea și dacă avem timp altă dată, într-o altă ședință, să stabilim și un punctaj de acordare a sumelor respective în funcție de următoarele criterii, care sunt puține acum pe care eu le enumăr. Construcția, dacă a fost din ce materiale făcut. Incendiu, dacă a fost în urma asigurării sau neasigurării casei respective, pentru că important este ca să ne educăm pe noi cetățenii că asigurările astea trebuie să fie făcute. Pentru că, iată, vin de cazul, e drept că cele obligatorii nu preplătesc la din incendiu. Nu doar cu trenul, cu alimentare de teren, nu e imunat, nu știu ce fac. Dar consider că bine ar fi să le gândim pentru toți care trec prin astfel de cazuri cu specificația că analizăm cu fiecare parte în funcție de unele criterii pe care în timp, nu acum, că a fost pe repede înainte toată treaba făcută, în funcție de niște criterii și de niște chestiuni particulare pentru fiecare caz din parte. Dar să nu venim altă dată, iară să punem în, să fim nevoiți, doamne, îi se mai întâmplă altcuiva. Dacă i s-a dat așa, da, să fie legul pentru toată lumea. Să facem pentru toată lumea la această chestie. Dar doamna secretară, vă rog. Vreau să fac la mine la proiectul, pentru că trebuie mai cum să fie așa. Proiectul propus de tot dumneavoastră este nominal. Puteți să veniți cu un alt proiect. Cu un alt proiect. Criterii de acordare. Criterii de acordare. Cu criterii de acordare obligatoriu, pentru că știți ce se întâmplă. Dar nu se aprobă în cadrul proiectului. Bine, exact, am înțeles. E nominal, este nominal. Mai aveți altceva? Altcineva, dacă dorești să ia cuvântul pe seama acestui proiectului. Atunci spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu mă abțin și vreau să mă motivez. 2-3. Și eu am vrut de abțineri. Abțineri, domnul Mărbuț, domnul Mărbuț, domnul. Și eu am fost de acord cu proiectul hotărârii inițiat de domnul Durlan, dar nu eram informat, n-am știut că domnul Manole a depus o cerere prin care se solicită țigla. În felul ăsta nu pot să fiu de acord cu două ajutoare, s-ar crea o discriminare și rămân la decizia lui domnul primar cu țigla. Părerea mea. Un vot împotrivă, domnul Matei Ioan, da, domnul Orcuț, domnul Florea și domnul Borcan. Alte abține? Da, ai numărat pe nu mai e decât atât, da. Mai spuneți-vă acolo. Mai spuneți-vă, da. Cine este pentru? Nu. Abține? Cine se abține? 3. Împotrivă? 1. Nu e singur. A, dumneavoastră. Dumneavoastră îți pentru. Eu da. 9 pentru, 1 împotrivă și 4 abține, doamnă Mora. Da. Doamnă Mora a venit. Păi nu iese. Deci 8. A, și domnul Mora. Proiectul a trecut. Da, vă mulțumim. Punctul diverse. La diverse. Domnul Mărbuț. Nu te știu. Domnul Cătălin. Da, domnul Luca, domnul Monte, da? Și pe mine. Domnul Ocheanu, da? Da. Vă propun ca la problemele ridicate punctual să-i dăm cuvântul domnului primar să răspundă
imediat probleme din față. Vă rog, domnule. Asta numai dacă vrea. Specificat. Da. La ce este, este obligat legea de răspuns. Vorbesc eu sau vorbiți? Da, la răspuns. Da, domnule primar, ce vreau să vă aduc la cunoștință? Cum stăm cu proiectele vis-a-vis de apă curată, apă pisteată, gazul, ce mai știți despre ele? La apă s-a discutat cu capăcești, nu dacă înțeles. Vis-a-vis de gaz? Așteptăm să vină media și să facă SRM-ul. Da, să vină cât mai repede. De instalarea stației SRM aici la mine. Dacă vă uitați cu atenție pe site-ul Ministerului Dezvoltării, o să le vedeți acolo, cu mâna câteva. Deci e aprobat. E aprobat. Da, cât mai repede, că s-a scumpit repede. Altă așa, nu. Așa, nu. Știam că gazul e chis la estilit. Da, apropo. Deci, să vedem ce vreți. Comunul e de ușor, e fiind din spațiul ăsta. Nu, nu, nu. Dar că e așa. Prea mult. Da. Dar nu pot să mă scrie. Da. Un proiect, o să ziceți că e un handicap de-al meu, dar cred că va fi util pe parcurs. Dacă n-ai votat chestia. Vorbește domnul. Domnul Cheamătăț. Domnul... Dacă nu mai aveți dreptul, mă, se zice. Care, nu știu cum să vă zic, eu am delimita un pic părțile. Aș dori să facem un proiect la nivel de comună prin care angajați plicării, că e femeie, că e bărba, să poartă un uniform. Părerea mea, un sacou, fust, un pantalon, să știm cum e. Care e secretar, care e agent agricol, care e telefonist, care e capengist, să știm cum e. Așa ar fi frumos. La fel s-ar deosebi populația de angajați în primărie. Galben și roșu. Galben și roșu. Asta mă întâlnesc și primarul. Eu am adus la cunoștință. Da. Să încercați să terminați șanturile de oferte. O parte sunt, o parte nu sunt, e bine urât. Dacă e în funcție de bani. Și iar un proiect de hotărâre să ființăm noi Consiliul Local, să facem cumva, să, prin dispoziții, nu știu cum să mă repet, să mă înțelegeți, ca fiecare proprietar de proprietari să-și facă curat în fața porții, să-și facă canalul, etc. Să facem noi aici un proiect de hotărâre prin care să stipulăm la oameni. Deci, din ce ar fi făcut? Da, mulțumesc! Mulțumim, domnul Marcos. Este proiectul de hotărâri care sunteți în inițiativă. Stați strictul de hotărâri. Rog, domnul Matei. Vreau să întreb cu examenul de gaze, dar v-ați răspunsul că sunt proiectul cu gaze, a fost aprobat. Deci asta... Deci, lămurit. Mulțumesc. Se poate verifica pe site, este perfect. Domnul Matei, altceva? Atât. Domnul Cheamă? Am și câteva probleme. Domnul Mărcuț, vă rog să nu considerați că nu este o critică la propunerea dumneavoastră. E o părere de-a mea. Cu făcutul curat în fața curții, dacă terenul respectiv din fața curții este de teren public, nu mi-a parțin nimic, zău că n-am nicio treabă pentru că... Da, da, nu, dar proprietate. Ați vorbit. Zău că eu consider că n-am nicio treabă cu treaba aia. Singurul lucru, și noi avem voie făcut vis-a-vis de această chestiune, eu nu trebuie să fac curat în fața curții, sau cu șanț, sau cu șanț după aia. Eu nu trebuie să fac mizerie, murdar, să nu aduc gunoaie, să nu produc stricăciuni și așa mai departe. Dar noi avem un proiect din 2017, în legătură cu această chestiune, la care m-am implicat și eu atâta pe mea. Deci problema este în primul următor. Sarcina de a face curățenii, de a curăța terenurile publice, nu ne aparține nouă persoană, pentru că între noi fie vorba, pot să fie cetățeni sau proprietari de case de terenuri, cu spații care dau la șosea, la stradă, de 80 de ani, de 70 și ceva de ani, cu boli și așa mai departe. Deci nu avem
De ce se face întreba asta? Trec peste această chestiune. O altă problemă. Sat Brâncen, în porțiunea locului, lângă, așa zis, un teren de sport, pe Maidan, acolo, s-a instalat un teren de joacă, de agrement, de întâlniri, de audiții muzicale câmpenească și așa mai departe, de către tineretul din Brâncen. Am o rugăminte la dumneavoastră. Având în vedere că la fine anului trecut vedeam eu și de aproape fiecare an achiziționări de bănci, pe care ultimele nu le-am mai văzut. Dacă îmi răspundeți acum, dacă puteți, câte bănci mai aveți disponibile din cele achiziționate de-a lungul timpului, astfel încât să instalăm niște bănci să nu stea pe iarbă. Cine de acolo, dacă mai putem face și altceva, ar fi neamnă. Extender de iluminat, cum? Extender de iluminat. De iluminat, păi da, lângă fabrica de cheresea, acolo este zona respectivă, e propunerea tinerilor de acolo și zic să-i ajută. A doua problemă. Cu mari regrete pentru locuitorii satelor Florești, Vrânceni, Peltiu și Boieștea, aduc acum la cunoștința dumneavoastră o propunere a unui locuitor din satul Căiuț, strada Răducanu Roseti, în zona Pisecarului Iliei, trotuarul, în zona trotuarului de acolo ar fi de nivelări și se fac bătiri în plouă. Deci atât că sunt alții care au trotuare, cu dale și așa mai departe, îi preocupă faptul că e un pic de baltă. E treaba lor, trebuie să aspire, dacă l-am mai bine. Am făcut precizarea că îmi cer scuze față de locuitorii celor patru sate, pentru că mai nu avem toate zonele asfaltate, dar minte trotuare și câte și mai... Luați în calcul și această pentru. Domnul primar, ruga mea a fost mai de multe ori. Spuneți-ne totuși, dacă puteți astăzi, dați răspuns următoarele lucruri. Cu podul ăsta de la Heltiu, când îl mai punem în discuții, cu asfaltarea zonei Căiuț-Heltiu, când o mai punem în discuție și nu în ultimă instanță, vă reamintesc că nu odată, de mai multe ori, am făcut rugăminte la dumneavoastră și nu s-a întreprins nimic, sau cel puțin nu ați făcut informare dumneavoastră faptul că s-ar fi întreprins ceva, în legătură cu modificarea proiectului în vederea modernizării drumului Heltiu, zona la Bălcuțan, acolo curba aia în care proiectantul, dacă odată o să avem fonduri și o să se deschidă finanțare și o să facă și această investiție, să nu o stăm atunci și să spunem, domnule, știți, nu, proiectantul nu mai poate, nu mai e timp să modificăm și așa mai departe. E vorba despre acea zonă, curba aia care este foarte îngustă, unde s-au întâmplat până acum câteva accidente. Să preîntâmpinăm aceste chestiuni, eu zic că ar fi rău ca să luați legătura cu proiectantul și să faceți acest lucru. Adică să găsească o soluție tehnică, dacă e cazul, puteți să cereți sprijin și altora care au prezență, că se pricep. Eu mi-am dat seama că am cer trebuie acolo, dar bine, proiectantul este cel calificat și avizat să facă acest lucru. Și nu în ultimă instanță, și cu decopertarea asfaltului, v-am spus că dacă se va face asfaltare de la Căiuț până la Hârtiu acolo, zona aia, după aia Brâncenii, Florești, Băiștea, nu știu, e vorba cu înălțarea terasamentului drumului respectiv pentru infrastructura și suprastructura care se va face în zona de la magazinul Duran de acolo până la calea ferată. Pentru că e zona aia și când se va ieși din ulițele respective, va fi supra-înălțarii fără tocmai strofeți. Vă mulțumesc! Dacă mai sunt înscrie la cuvânt, domnul Vila, vă rog. Eu vă... Am mai întrebat pe domnul primar în legătură cu un al doilea medic de familie cu pomnul, pentru că eu sunt pe pielea mea, am obosit,
plec pagna de la Cotofănești, ori se întâmplă și mai sunt cazuri de-a mele. Am dus oameni gratuit la Princeni, fără să iau niciun ban, vine de la Princeni dumne la Cotofănești. E un caz care neapărat trebuie făcut de mersul să se aduce în al doilea medic din familie. Atât am vrut. Altcineva? Vreau să zic ceva, domnul Dunan. Domnul... Și David, proiectul 41, pentru că dumneavoastră am înțeles și ceilalți 5 consilieri la... Menționați și pe aici, așa... Da, dar nu mi-ați zis, doar sunat. Da. Dacă spuneați că... Știți destul de bine, iar și e grajdul și parte din acoperișul după spate. Sunt vreo 10-15 coale de tablă. Domnul președinte, domnul moment, dacă mă scuzați. Trebuia să țineți cont, trebuia să țineți cont că și iar poate tot în aceeași situație, ca și domnul Manoli. Da, domnul Manoli i-a ars complet tot, dar și dânsic, știți despre ce este vorba, i-a ars doar grajdul complet și cred că partea din spate, acoperiș făcut de 2-3 ani, pe dedesubt a luat tot focul și i-a ars tot, căpriori, grinzi și asterial. Da, am votat pentru, da. A trecut foarte repede. Cine este pentru și atât. Nu s-a mai făcut nimic. Dar toate votul dumneavoastră nu e. Nu al meu, domnule, dar eu am fost al nouălea. Deci, al nouălea am fost. Domnule, vă rog. Domnule, legătură cu necazul ăsta lui domnul Dumitru Magoli, eu înainte de a veni materiale acasă, când le-a făcut o săptămână, chiar am luat personal să mă duc să văd și eu cu ochii mei și de plăcut. Eu consider, domnul primar, trebuia făcut înainte o anchetă acolo, dacă s-a făcut sau nu s-a făcut. Cum spune exact domnul Gabăr, dacă i-a respectat subiectul, nu trebuia neapărat acordat subiectul. Dar a fost o comisie, a constatat ce a făcut, care a fost numit, tot. Trebuia o comisie dus acolo, a fost. Aici se spune, domnule. Domnule, dau bani, dar pe ce să văd? Ce comisie a fost? Am înțeles de la domnul Gabăr că a venit pompierii cu furtunul care era deja putrid. N-a putut să... Nu, sau cine? Hidranță, da. Unde e niște cazuri care trebuiau. Adică, domnule, dăm niște bani, am aprobat pentru că, Doamne ferește, bani pe dumneavoastră, poate oricine trece prin necazul. E bine, foarte bine că s-a făcut, s-a aprobat, dar trebuie făcut o constatare la fața locului, o comisie în care se reiese că, într-adevăr, bagba este specialist din partea pompierilor, oameni care vin la pompierilor. Care chiar să urmărească exact cum se cheltuie. Nu, dar eu zic, domnule, dăm ce bani, dar să fie un alt constatator realitatea în care se ies. Domnule, vă mulțumesc, domnule, chiar aveți cuvântul, urmează domnul. Eu de aia am făcut propunerea ca să venim în următoarea ședință, tot noi ăștia care am făcut, inițiat proiectul ăsta, să venim cu un proiect în care să fie stipulat clar că fiecare care trece prin altfel de năpăstuit, asta e al doilea lucru, domnul președinte, dacă faptul că când s-au cerut înscrieri la cuvânt, eu veneam cu amendamentul ăsta. Doamna secretară mi-a spus că trebuie făcut un alt proiect. Trebuia să fi făcut un alt amendament, Manole Dumitru cu suma de pentru cutare, iar celălalt făcea o propunere și îl treceam punctul 2 la proiectul respectiv. Iată de ce repede înainte facem și noi treaba câteodată și nu-i bine. Că e o inechitate, e adevărat, dar și doamna respectivă. La următoarea ședință putem da și vecinii. Ceva și gata, da. Dar doamna respectivă n-a fost ajutat și ea cu bultul și măcar cu... cum a fost? Domnul Matei, fii bătrân, are 70-80 de ani. Cum să vă zic, n-are pe nimeni cu ea acolo și-a iubit lui soțul. Chiar copiii plecați prin străină. Era mai în măsură. Acolo trebuia. Eu vreau să mă abțin și n-am să spun nimic. Era mai în măsură. Și-a putut ajuta această bătrână. Și se putea să mă ajută. N-am nicio problemă și i-am să puși în față. Eu nu mă spun, nu îi spun direct și spun ce de probleme. Era mult mai ok dacă făcea, sau comisia, cei șase care au semnat, care au semnat proiectul hotărâri, dacă mergea la fața locului, să vadă ce vorba acolo. Dar dumneavoastră ați decis, eu nu am nicio problemă. Dacă îmi dați, voi domnul Ochean, domnul Ochean. Domnul primar, nu faci dialog, domnul primar. Domnul meu, dar nu puteați dumneavoastră, când s-a inițiat proiectul ăsta și s-a venit, să spuneți acest lucru înainte? Că era mult mai
Amestecăm lucruri distincte. Am fost 6 consilieri, am venit un proiect de hotărâre. Nu s-a știut din situația respectivă. Pe domnul Gabă, eu personal am sunat din proiectul de hotărâre. Putea să-mi spună, ieși doamna acolo. Noi am fost, am văzut situația lui Magori, care într-adevăr, când îți arde și nu-ți rămâne nimic, fără nicio conotație de prietenii cu prieteni, cu Manoli, suntem toți. Mai puțin să spunem lucrurile pe nume. I-a ars tot, tot. N-am știut de cazul ăla, că din 200 de milioane te-ați văzut pe aia cu 30 milioane, să putea la nevoie acolo. Dar n-ați zis nimeni. Și în timpul proiectului am întrebat 2-3 ori. Sunt discuții? N-ați spus nimic. Deci nu e vină. Noi, cei care am inițiat un proiect de hotărâri, știam care-i situația, dar nu chiar avem acum toate pârghile ca să ne ducem, noi să evaluăm, să facem. De-aia, când consilierii locali, conform codului administrativ, inițiază un proiect de hotărâri, sunt sprijiniți de secretarul primăriei și de aparatul Consiliului Local, care au organe, comisii de specialitate, organe, compartimente de specialitate, care se ocupă de așa ceva. Mâine vin 3 cetățeni să facă un proiect de hotărâri. Poate nu au habar ca noi. Ce fac? De asta legea conferă dreptul ca secretarul unității teritoriale administrative, compartimente de specialitate ale primăriei să ajute și să inițieze, să pună legalitate, să fie ok proiectul de hotărâri. Aici nu-i nimeni împotrivă, nu că sunt eu sau altul, că am fost 2-3 care am inițiat și am vorbit cu toți care sunt. Domnul Oprea, vă rog. Am cam uitat ideea, dar îmi revin. Deci eu mi-aș dori ca să fie ceva, o asigurare obligatorie pentru chestii de genul ăsta. Că, Doamne ferește, posibil să întâmple la oricine, dar o asigurare obligatorie costă în minim 4-5 mii de euro, ceea ce am oferit noi acestui domn astăzi. Dacă ar fi fost o asigurare obligatorie, n-ar mai fi fost nicio ofertă de discuție astăzi. Deci, asigurarea obligatorie, minimală să fie. Dacă noi nu plătim, pentru eu, asigurare la mașină, vă dau un exemplu, un fapt, ca să nu se întâmple un accident. Nu se întâmple. Că dacă l-am făcut, nu mai plătesc. Am asigurare, da? Așa și cu casa. E aceeași. Este doar ferește ce s-a întâmplat acestui domn. Dar asigurarea obligatorie, în asta constă ca și la autoturism. Din punctul meu de vedere. Vă mulțumesc. Mai sunt înscrieri la cuvânt, dacă nu am și 2-3 probleme, zic domnul primar, dar am zis la urmă. Dacă mai sunt alți colegi care doresc să scrie la cuvânt. Nu? Domnul primar, ședința trecută și nu o spun, adică cu nici atent, o spun pur ca discuții și legal. Au fost discuțiile care au fost ședința trecută, în care la un moment dat s-a spus că dumneavoastră să veniți să ne oferiți niște informații vis-a-vis de achiziții și, mă rog, lucrări. Deci, mai departe, chiar vă spun ce mă interesează, dar vreau să vă spun doar atât. Conform codul administrativ, nu știu dacă știți, articolul 129, aliniatul 1, la litera D. Și nu era niciun discuții ca dumneavoastră să veniți să faceți o informare în ideea în care ați spus că este pescat. Nu, ăla nu este modul care oferă informații nouă consilier. La litera D, codul ăsta spune că Consiliul Local aprobă documentațiile tehnico-economice ale tuturor investițiilor și reparațiilor. Ori dacă la cele trei erau documentații tehnico-economice, chiar dacă i-a aprobat bugetul, și cum era normal să le face de neu și erau aprobate, nu erau nicio discuție. Dar asta e altă specie. Dumneavoastră, știți, răspundeți de ceea ce faceți. La aliniatul 11, același articol din codul administrativ, spune clar, Consiliul Local, prin consilierii care sunt aleși, pot solicita informări primarului și viceprimarului, iar dumneavoastră, pe lege, sunteți obligați să dați răspunsuri în termen nu prevăzut de lege. Un termen prevăzut de lege este cel de 30 zile. Atât. Pe restul dumneavoastră mai de față, și acum să trecem la o eliminație. Vreau și eu să vă dau auziți băieții cu codul, nu mai știu care este situația. Și nu mă eu tot am o întrebare, de ce nu alocați fonduri de parastere de aici?
Deci și parcul de joacă este urât. Dumneavoastră când ieșiți, mergeți o dată, domnul Vâcic, până atunci, nu-l vedeți. Se distruge pe zi ce trece, nu mai are o bancă, îl punem la loc, e păcat de el. Clasa aia ruptă, nu mai există o poartă. Poate mai veni seara, știți, chiar sunt discuții care ar mai veni să joace un fotbal. Mare lucru, Rarnaia, chiar e scump, așa, le dai drumul odată. Putem institui și taxi ca la Onești, că e trecută investiția tot. Dar haideți să-l punem la punct, e urât. Gărbuturile alea, să dărâmă, dacă sunt niște vopsea, să le refacem. A, e treaba noastră, asta chiar vreau să văd, am văzut cu gata după ce m-a spus la să s-a dat bine. Un lucru bun. Și conacul rosete, domnul Bună. Că mai aveți ceva? Mă uitați? Haideți la anul, vedem. O, da, Dumnezeu să fie mai bun. Măcar acoperișul și puțin geamul, și pe urmă, ușor, ușor. Că este o clădire mare care stă și se degradează pe zi ce trece, da. Și altceva, dacă este aici domnul Gavrăchi cu fotbal, haideți să începeți să faceți întâlnire de sport. Aici, la Căiut sau la Bridar, dacă se face o punte, să facem un teren de fotbal. Cu niște tribune mari pentru sportul ăsta, că ușor, ușor se duc toate. Atât. Când este problem ce mă aveam cu drumul de la șosea până la port, dar e de mâncare. Sau cam atâta, vă mulțumesc. Dacă da, nu da străință. Da. În partea a doua, nu am mare lucru de răspuns, proiectele le avem depuse și pentru Conacul Rosetti, ne chinuim cu el continuu, pot de la Heltiu, zilnic avem discuții cu constructorul și proiectantul care se bombardează cu adrese la unul la altul și noi suntem la mijloc și tot timpul. Ce ne dați de care? Avem o discuție de reziliere și de aducere pe altcineva. Sperăm să o putem rezolva, nu pot să dau un termen cât de curând. Întrebarea asta era la treilea consilier, m-a întrebat domnul Fian, domnul Mâncuț, domnul Budlan. Deci vine în prima fază cu informarea sau cu... Nu știu cine a venit la mine dintre dumneavoastră și nu l-am informat. Vă aștept, nu pot să spun 24 din 24, dar 5 zile din 7, 8 ore din 24, și eu și personalul la primărie vă stă la dispoziție, domnule colegi. Cu orice informație. Da, și la orice ori. Faceți distinție. În timpul programului. V-am cerut informare în cadrul ședinței Consiliului Local, nu ați în cadrul ședinței. Când veniți și primiți orice fel de informații. Am mai avut problema asta cu vreo, cred că 3-4 ani în celălalt mandat. S-au venit, s-au așa te-am cu masă. Cine are timpul la dispoziție, cine vrea, cine este interesat, să vină să-l ia, să studieze. Vă corectează 7 zile, 5 zile. Păi nu, 5 zile, 5 din 7 zile. 5 din 7. Da. 8 ore din 24. Și chiar și mână. Nu. Și dacă a venit cineva la mine și a informat, la mine, la primărie, la orice persoană, la orice om din primărie, atunci poate să depună o reclamație sau o sesizare. Deci și așa poate să depună, că e liber, că e care face de lucru. Uite la mine, domnul Orcheanu, și nu prea e de acord cu ceea ce spuneam. Nu sunt de acord, domnule, dacă... Nu facem dialog. Păi nu fac, sunt de acord. Dați voi. Domnul Orcheanu, lăsați. A venit, au fost, chiar cu dinsul, să discutam acum 4-5 ani și am fost la dispoziție. A venit mai cerut proiectul cu drumul de la Heratiu. Îi l-am dat ăsta lui personal. Ăsta este proiectul, ăsta e denizul. Ați sesizat niște chestii acolo. Le-am notat. Așteptăm să vină finanțare și să vedem ce putem face. Ca să schimb eu acum, să fac achiziții din nou, pentru avizi, în altă formă, pentru alte, pentru alte. Asta înseamnă să iau un lucru de la început. Nu știu dacă vă destul de explicit. Nu. Le-a mestecat. De ce? N-a cerut Orheanu să facă reachiziționare din timpul. Nu, în cadrul acelui proiect, dacă în timpul execuției unui proiect pot fi retrase unele lucrări adăugite altele, prin comenzi și așa mai departe,
De ce n-am face treaba asta acum, că în eventualitatea în care mâine vine finanțare să deschide lucrarea respectivă, proiectul respectiv să meargă cu propunerea pe care eu am făcut-o? Și dumneavoastră spuneți, păi da, domnule, am luat cunoștință. De ce nu ați solicitat? Eu n-am și ceva, 2 ani de când v-am cerut, modificare, că dacă v-am cerut proiectul ăla, mi-am cerut, să-mi dau seama că nu știu. Haideți să lăsăm domnul primar, vă rog să continuați cu răspunsul. Dacă nu sunt alte probleme, declar ședința închisă. Vă mulțumesc.